Stimați telespectatori, bună seara, vizionați telejurnalul în limba română. Pentru început, titlurile ediției de astăzi. Deputații în adunarea Voivodinei au adoptat aseară cu majoritate de voturi platforma despre finanțarea provinciei. Astăzi se marchează Ziua Internațională împotriva fascismului și antisemitismului. La manifestările cu ocazia marcării zilei orașului Novi Sad, a fost remontată și sfințită replica plăcii eliberatorilor orașului în anul 1918. Mâine în Voivodina, apoi și în restul teritoriului, vremea se va răci. După cum am spus la începutul emisiunii, deputații în adunarea Voivodinei au adoptat aseară cu majoritate de voturi platforma despre finanțarea ei. Solicitanții consideră că documentul ar asigura Voivodinei drepturi garantate prin Constituție, opoziția considerându-l drept un act neconstituțional care înclină spre separatism. Platforma va fi înaintată adunării Serbiei cu țelul inițierii de dezbateri despre un viitor model al legii despre finanțarea Voivodinei. Astăzi se marchează Ziua Internațională împotriva fascismului și antisemitismului. Anume, pe data de 9 noiembrie 1938, în Germania, naziștii au declanșat pogromul împotriva evreilor. În timpul operațiunii, care a durat 24 de ore, peste 200 de sinagogi au fost distruse, 91 de oameni omorâți și peste 30.000 duși în lagărele de concentrare, unde cei mai mulți și-au găsit sfârșitul. Noaptea de cristal este considerată începutul Holocaustului, masacrarea populației evreiești din Europa, dar și altor 5,5 milioane de oameni considerați dușmani ai statului german. În Serbia, manifestarea centrală cu această ocazie va avea loc la Belgrad, începând cu ora 20, manifestare la care va participa și premierul Ivica Dačić. Manifestările cu ocazia ziua marcării zilei orașului Novi Sad au început deja azi dimineață. La manifestarea centrală, care a început la ora 13 în fața porții belgradene la Petrovaradin, a fost remontată și sfințită replica plăcii eliberatorilor orașului în anul 1918. La manifestare au luat parte primarul orașului Miloș Bucevici și ministrul republican al apărării Nebojša Rodić. De altfel, 11 noiembrie va fi zi nelucrătoare din cauza marcării sărbătorii de stat, ziua armisticiului în primul război mondial. Mâine, credincioși ortodoxi din Petrovasăla vor marca două mari jubilee, al Bisericii Ortodoxe Române și al corului bisericesc. Duminică 10 noiembrie 2013, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la sfințirea edificiului Bisericii Ortodoxe Române din Petrovasăla și a 110 ani de activitatea corului bisericesc, în acest sat fruntaș din Voivodina vor avea loc două prestigioase manifestări culturale-religioase. Astfel, la Catedrala Ortodoxă din Petrovasăla, cu începere la ora 9, se va oficia o liturghie arhierească. După Sfânta Liturghie, se va organiza și un colocviu științific la care Comitetul de Marcare a celor două mărețe jubilee, în frunte cu profesorul universitar dr. Mircea Măran, a pregătit patru comunicări științifice consacrate jubileului de 150 de ani de la sfințirea edificiului Bisericii Ortodoxe Române din Petrovasăla și a jubileului de 110 ani de activitate a corului bisericesc. Iar unele plante din zonele tropicale, cum ar fi kiwi sau lămâi, pot crește și la noi. O poveste din Sâmianeș. În această toamnă, exact când s-a lăsat frigul, drumul ne-a dus la Sâmianeș. Ne-am oprit la familia Tăpărăgă, o casă frumoasă cu mai multe grădini. Grădinile cu flori, pomii, dar și florile, dacă sunt iubite și îngrijite, pot crește oriunde, indiferent de zona climatică de origine. Așa este și cu lămâiul Mariei Tăpălagă, pensionară de Sâmianeș. Dumnei are un lămâi într-o mică grădină de lângă casă. Cel mai interesant este acest lămâi. Da. Unele se pot deja culege, iar altele vor veni abia la anul. La anul sau peste 2 ani, da. Sau peste 2 ani. Da. Cum îl întrețineți? E așa ca și fiecare pom obișnuit. Doar că pe la începutul lui decembrie sau chiar sfârșitul lui noiembrie îl trec înăuntru, am aici o încăpere mai mare și să nu îngheță. Rezistă până la minus 5, dar mai mult nu.
Sunt gustoase? Da, îl am de vreo 5 ani. L-am primit cadou de 8 martie de la soț. Și atunci a avut lămâie mici. Dar dacă toamna sau iarna nu le rup, primăvara din nou capătă culoarea verde și până toamna cresc mai mari și uitați acum iar au îngălbenit. Așa că pe iarnă le rup pe cele mari, iar cele mici le las și la anul viitor în continuu am lămâie coaptă. Și sunt gustoase? Sunt gustoase. Sunt cale... Sunt. Lămâi, desigur că mai cultivă multe alte case de la noi. Dar iată, nu i-am filmat, măcar eu. Este primul meu lămâi filmat într-o casă din Banat. Braiul lăbănățenilor din satele de altădată este readus la viață în cadrul celui mai important și vechi festival de creație și interpretare dialectală din România, festivalul Tatauancea de la Bocșa. Cu o tradiție de 37 de ani, manifestarea reunește interpreți și creatori din întreg Banatul istoric, Caraș Severin, Timiș, Arad și provincia noastră. Voivodina. Adevărați bănățeni, mândri de portul și de graiul moștenit de la străbunii lor, 150 de copii s-au întrecut la Bocșa în snoave, versuri și povești din lumea satului, rostite în dialect bănățean. Unge-i maica bătrână, șetor șaca ieri de lână, și-o punea fuior în spate să ță să punea valată. Ar fi frumos să rămână așa și pentru copii și pentru să vorbească. Copiii trebuie să învețe ce este tradiția, să cunoască ce este tradiția și să nu confunde. Pentru că la ora actuală se cam confundă tradiția cu ceva perimat, cu ceva rușinos, chiar și mare păcat. Mă bucur că este o participare numeroasă la cea de-a 37-a ediție. Colegii mei din județ, în momentul când am încercat să fac promovarea acestui festival, n-au avut nevoie de nicio explicație și au primit cu bucurie invitația. Cu o vechime de peste 120 de ani, fenomenul poeziei dialectale este promovat la Bocșa prin festivalul dedicat unuia dintre cei mai importanți poeți în grai, Petru Oance, cunoscut ca Tata Oancea. Ne bucurăm că astăzi pe această scenă vor urca copii talentați, îmbrăcați în costume populare, vorbind în graiul mumii. Aș vrea să felicit organizatorii acestui festival, dar înainte de toate aș vrea să felicit copiii participanți la acest festival, fără de care noi nu am putea, n-am avea motive să ne mândrim. Tot în cadrul festivalului va avea loc și o dezbatere pe tema poeziei dialectale, dar și prezentarea volumului Anotimpuri, autor Tata Oancea. Mâine în Voivodina, apoi și în restul teritoriului, vremea se va răci. Cerul va fi variabil, cu norări spre seară și noaptea, când se vor semna la ploi cu caracter local în Voivodina și apoi pe spații restrânse în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile vor scădea ușor, însă vor rămâne ridicate pentru această dată. Luni, norii vor domina cerul, aducând precipitații locale însoțite de intensificări ale vântului. Ploile vor înceta deja marți, joi însă vor reveni în peisajul meteo, creând o ambianță corespunzătoare datei din calendar. Pentru desfășurarea nestingherită a programului Serviciului Public Voivodinian, cetățenii trebuie să achite abonamentul TV. În acest mod, programul nu va suferi, iar telespectatorii vor viziona și în continuare un program de calitate. Abonamentul TV creează program. Să păstrăm serviciul nostru public. Vă informăm că știrile prezentate în emisiunea noastră informativă zilnică, Telejurnal, pot fi accesate pe site-ul Radioteleviziunii Voivodinei www.rtv.rs.ro, dar și pe YouTube. De asemenea, emisiunile realizate de redacția programului în limba română, Bună seara Voivodină, Magazin TV și Teleclub, pot fi vizionate pe YouTube și pe adresa de Facebook, Televiziunea Voivodinei per Redacția Română. Dragostea de muzică este o frumusețe care nu se pierde. Este un sentiment ce odată experimentat nici când nu poate fi uitat.
Nu este deloc ușor de a înțelege muzica, căci acest natural și mereț adevăr nu poate fi descris în cuvinte. Oaspeții emisiunii Teleclub de duminică 10 noiembrie de la ora 21 sunt soliștii vocali și instrumentiști Rodica Mitrovici, Nelu Iencea și Roman Bugar, care au dus faima muzicii bănățene atât în țară cât și peste hotare. Teleclub, duminică 10 noiembrie, ora 21, programul 2 al Radioteleviziunii Voivodinei. Dumneavoastră binevoiți să ne vizionați și mâine la orele 12, când transmitem emisiunea Magazin TV. La ora 21, iar transmitem emisiunea Teleclub. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară plăcută în continuare. La revedere!